A construit o comunitate frumoasă în online, dar și în viața de zi cu zi s-a pus pe amenajat și decorat. Ne arată și noua casă pe care și-a cumpărat-o de curând, Ioana Vișănescu. Bună! Hei, bună! Ce faci? Bine, cu o mână țin telefonul, cu o mână beau cafea. A, da, hai să bem amândouă cafea atunci, că na, să am și eu cu cine să beau cafea. Grațielitos nu prea mai bea cafea, nu știu de ce, că e oricum agitat. Spune-mi, te rog, ce faci? Bine, ce să fac? Uite acasă, dacă vă întrebați dacă așa mă trezesc eu, să știți că da. Știu, așa, știu, așa mă ridic din pat, machiată, și aranjată. Eu și eu la fel, cu cercei, tot ce trebuie. Da, nu? Da. Ce-ți place ție cel mai mult la casa noastră? Unde-ți place să-ți bei cafeaua, să spunem? Adela, o să-ți spun adevărul. Cred că cel mai mult timp petrec pe canapea. Nu știu, adică canapeaua asta, de aici. Ce culoare frumoasă! Da, în rest avem... am tablurile pictate de mine, hai să vi le arăt. Le vedeți? Da. Nu-mi dau seama. Așa, eram într-un moment de artistic, de fapt, și am zis, băi, ce să fac eu? Hai să pictez tablurile astea, că nu găseam ce să pun în ramele pe care le cumpărasem. Și am pictat eu. Da, spune-mi, te rog, câte camere ai? E un, și câți metri pătrați? Da, exact. Cove, nu mă întreba cu metri pătrați, că nu... Aproximativ. Nu știu, 50? Și sunt două camere, da? Două un apartament camere. Cu două camere. Da, două camere. Ai putea să ne arăți și nouă? Sunt foarte curioasă cum ți-ai amenajat apartamentul. Aici, în spate, avem, avem două lumini. Tot peretele este din cărămidă, evopsit alb. Aici avem bibliotecă, pentru că dacă vă întrebați, citesc foarte mult, da? Da, da. Chiar cred că vă întrebați dacă citesc sau da, nu. Da, Cove se întreabă dimineața până seara. Aici, la masa din bucătărie, să știți că nu mănânc... La masă, mai mult lucrez, e biroul meu, de fapt, pentru că... Da, ai flori pe masă acolo, frumoase, văd. Mai primești și flori. Înțeleg că locuiești singurică. Da, singură locuiesc. Singur, da, păi de-aia. Păi de-aia încă mai primești flori, da. Nu cred că pot să prind pisica să vă arăt, din păcate, că nu stă niciodată. Cel mai des folosesc, hai să vedem dacă se vede, expresorul, pentru că beau foarte multă cafea. Toată lumea zice să nu mai beau atât de multă cafea, dar eu pur și simplu cred că asta e cea mai mare pasiune, cafeaua la mine. Deci asta e sufrageria, aici ar fi bucătăria, hai să mă întorc să văd dacă merge, da? E open space, nu sunt două camere separate, aici ar fi partea cu televizorul. Te-a ajutat, Ioana, spune-mi, te-a ajutat cineva cu idei sau ai făcut totul așa cum ți-ai dorit tu? Evident că m-a ajutat cineva. Nu sunt chiar așa de mega pricepută când vine vorba de amenajat. În spate avem dormitorul. Bine, totul e alb aici în dormitor. Da, normal, mă gândeam eu. Da, parfumuri, tablouri și bine, hai să văd dacă pot să prind. Aici am oglinda unde mă machiez. Pentru că acum câțiva ani am făcut un curs de make-up. Și îmi doream foarte mult să profesez, între timp mi s-a schimbat viața, și dar am păstrat oglinda. Da. Spune-mi pe ce ai cheltuit cei mai mulți bani în amenajarea casei tale. În casă? Da. Cred că... Ce a costat cel mai mult? Probabil. Canapeaua. Da. Care oricum acum e distrusă. Deci să nu, dacă aveți pisică, să nu investiți în lucruri foarte scumpe sau să nu cumpărați, nu știu, canapele... care vă plac cel mai mult, pentru că o să fie distruse de pisica voastră. Cel puțin la mine asta s-a întâmplat, Milky mi-a distrus canapeaua și perderele și cam tot ce e în casă. Da, cum te simți? Te simți bine? Simți că în sfârșit ești acolo unde trebuie, căminul tău, acolo unde te încarci? Pentru moment, ăsta e căminul meu, pentru că îmi place foarte mult apartamentul și exact așa cum mi-am dorit eu să fie. Și automat că mă simt bine. Și două luni de zile cât am stat în pandemie fix a fost... perfect, pentru că am avut unde să-mi fac poze și am avut unde să mă relaxez, deși mi-am petrecut cam tot timpul aici. Da. Hai. Mulțumim frumos că ne-ai făcut acest tur al casei tale. Cu mult drag. Și de-abia aștept să vă văd live. Și eu, asta v-am zis și eu, că de-abia aștept să vă văd live. Te așteptăm cu drag. Te pupăm. Pa, pa. Te pupăm. Pa, pa. Pa, pa.